Faptele se judecă prin prisma timpului în care s-au săvârșit. Așa și-a spus muzeograful giurgiuvean Mircea Alexa, care astăzi, împreună cu membrii conducerii Muzeului Județean Teoharie Antonescu și în prezența câtorva concitadini, a vernisat o interesantă expoziție conținând rarități bibliofile, ziare și publicații din perioada instaurării comunismului în România. Însemnări despre români, o lucrare rarisimă a lui Karl Marx, diverse ziare ale vremii, printre care și exemplare din ultimile apariții ale Universului și Adevărului, toate pot fi văzute la Muzeul Giurgiuvean. Aici vedem epoca aceasta de Lenin, Stalin, personaje nu de-a lungul nu cunoscute, dar întru totul nu avem a face acum acest discurs. Vedem piese rare cu Constituția stalinistă din 36, după care s-a făcut aproape identic cea din 48, amendată în 52. Acțiunea, derulată astăzi la Muzeul Teoharie Antonescu, face parte dintr-o serie de manifestări derulate pe parcursul întregii săptămâni. Astfel, marți, giurgiuvenii pot participa la un simpozion de numismatică, iar miercuri la o acțiune prilejuită de centenarul nașterii lui Ion Barnea. Pentru joi și vineri, muzeografii giurgiuveni au pregătit vernisarea unei expoziții de hărți vechi și respectiv un simpozion de arheologie. Manifestările vor fi derulate începând cu ora 12 în zilele de marți și miercuri, iar cele din ultimele zile lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10-13.